Și 10 minute, un nou sezon culinaria începe acum. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Ce-i mai bun și mai bun decât o salată de roșii coapte, dulci, cu brânză, telemea, Delaco, ceapă și crutoane? Hmm? Am putea spune doar pâinea muiată la final în sucul rămas de la salată. Da, dar astăzi avem o salată cu crutoane. O salată cu crutoane și cu brânză coaptă. Brânză coaptă? Da. Ok. Un fel de buiurdii grecesc, dar în care legumele sunt proaspete. Și nu coapte, deci, că practic, la buiurdiu grecesc brânza se coace la oaltă cu... Îmi plouă în gură, termină. Ceapă, ardei și roșii. Deci, și cu telemea. Jumătate de buiurdii. Auziți, dar noi am dat rețeta de buiurdii, că avem aici o discuție. 0728 3132. Dați-ne pe WhatsApp dacă am dat rețeta de buiurdii grecesc, că dacă nu, o facem să... Vreodată. Da. Vreodată, da. Rețeta de astăzi este propusă de șef Alex Cârțu. Da. Și presupune utilizarea unei rotițe de telemea de Delaco. Telemea de Delaco vine într-o conservă metalică. Mă, înăuntru asta e rotundă? Ce conține, da, două rotițe sunt. Da, așa e. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, deci ne puteți vedea și puteți vedea și cutiile de care vorbim. Okay. Există telemea de Delaco de capră, de oaie și de vacă. Telemeaua de vacă este un produs fantastic. Așa scrie pe cutie. Deci... Păi și este, e fantastic. Da. Dar dintre toate asta de vacă este fantastic. Asta stă în saramură. Acum, e în saramură ca să poți să o păstrezi, că dacă mănânci o parte, să stea foarte bine în saramură, să își păstreze toate proprietățile. Da. Acum o să puteți folosi ce telemea doriți fiecare după gust. Și rotița asta de telemea se pune pe o tavă cu hârtie de copt, se stropește cu ulei de măsline și pe aceeași tavă mai punem și baghetă. Okay. Sau pâine. Faci crutoane, ce să mai folosim cu acel. Pâinea de asemenea o stropești cu ulei de măsline, iar pe brânză presari oregano. Asta este și o altă similitudine cu buiurdiul grecesc. Pui toată afacerea asta la cuptor până se înmoaie un pic brânza. Poți să pun și busuioc? Poți să pui și busuioc, dacă îți place. Uscat. Acum deja depinde de gust. Mai merge cimbru puțin uscat, dar cel mai bine oregano uscat. Poți să pui și de amândouă. Poți să pui și oregano și busuioc. Mai întâi oregano și după aia stropești cu ulei. Nu, ok. Viceversa. Exact. Da. După care faci practic o salată de vară. Să zic așa. Cu brânză coaptă. Cu ridichi, cu ceapă, cu roșii, bineînțeles că așa plecarăm la drum de la roșiile alea coapte, dar găsim încă mai sunt pe aici pe acolo roșii de alea grase. Alea merg foarte bine la rețeta asta. Castraveți, ardei, măsline. Și un dressing cu suc de lămâie, ulei de măsline, sare și piper. Știi cum faci dressingul ăsta ușor? Îți iei un borcan de plastic. Da, ca să omogenizezi. Și pui, ca să faci emulsia. Poți să o faci ca vechi meseriaș, practic, turnând așa în fir subțire uleiul în sucul de lămâie și adând cu furculița și făcând emulsie în felul ăsta până când faci febră musculară. Sau îți iei un borcan, îți iei un borcan de plastic și pui acolo uleiul, sucul de lămâie, piperul, ce mai pui tu, și după aia agiți. Și în 10 secunde ai emulsia făcută. Serios? Da. Deci tu m-ai pus să dau la linguriță 20 de minute, mai... când puteai să o faci în 10 secunde. Trebuie să înveți tehnicile de bază și după aceea treci și la subtilități. Așadar, ai practic o salată de vară, normală, cu măsline, poate așa în mod inedit față de o salată românească tradițională, la care adaugi brânză telemea de la coaptă la cuptor cu oregano și sau busuioc și crutoane. Bun. Asta e toată afacerea. Da. Acum, având în vedere că n-am primit nicio confirmare că am fi dat săptămâna viitoare rețeta buiurdii de buiurdii grecesc. Da. Aoleu, am mâncat și sunt disperat după buiurdii. Vă zicem, se face extrem de simplu. Mănânci de nu te poți opri. Și nu zicem acum. Să zicem acum? Da. Că practic e vă trebuie similar. Un vas care se poate da la cuptor. Lut. De preferat. Da, un vas de ceramică. Ceva care merge la cuptor, da? Merge și cu vas de iena, da? În principiu trebuie să fie așa, cât o porție. Adică nu prea mare. Cât un castronel de supă, de ciorbă, ok. Și acolo o să intre feta.
poate să intri și telemea, la limită. Felii de roșii tăiate rotund, așa, subțire, și ardei gras. Și ulei de măsline și oregano. Da. Și practic se... Da, bun. E, și ar trebui să mai pui niște chefalotirii, trebuie să mai pui, dacă n-ai, pui niște cheddar, ceva care se topească și se rumenească. Deci se pune pe fund puțin ulei, după care felie de roșie, telemea, ardei gras deasupra, brânza asta care se topește și se rumenește, gen chefalotirii. Mozzarella. Da, merge. Sau mozzarella, mă rog. Dar mozzarella de aia că într-o pizza, nu de aia în zi. Da, exact. Un praf de oregano sau busuioc uscat, cum îi place lui Zaf, puțin ulei de măsline deasupra, se dă la cuptor. 200 de grade, 10-15 minute până se rumenește. Chestia asta se mănâncă cu pâine proaspătă, pâine de aia adevărată, țărănească, cum aia. Nu te poți opri, spun, este ceva îngrozitor. Și cu uzul. Dă-l încolo de uzul. Avem țuică. Primele trei pahare sunt mai grele. Nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.